Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Om Bun. Privind așa retrospectiv, în istorie, data de 14 ianuarie ne aduce aminte de două lucruri. De o personalitate, Ioan Cantacuzino, un reputat om de știință, bacteriolog, epidemiolog, medic, cercetător român, s-a stins pe această dată de 14 ianuarie. Institutul de cercetări în domeniul virusologiei, bacteriologiei și cel ce face vaccinuri din București îi poartă numele. Acest institut care ne face nouă vaccinurile și ne le cercetează și ne le pune la dispoziție populației, acest institut care este un spin în ochi în fața industriei farmaceutice mondiale, acest institut care ne protejează prin metodele științifice dezvoltate tocmai de Ioan Cantacuzino. De exemplu, metoda Cantacuzino de vaccinare anticolerică este folosită și astăzi în toate țările unde mai este această boală. El, Ioan Cantacuzino, a descoperit această metodă și această metodă de a eradica această boală. Noi trebuie să distrugem cumva, între ghilimele, acest institut, pentru că ce să facem, trebuie să fim cumva dependenți de industria farmaceutică mondială, condusă de alte entități și nu de entitățile românești. Nici măcar medicamentele de prim rang să nu le avem. Cele pe care le putem face noi. Cele pe care le stăpânim. Cele pe care le producem de zeci de ani. Deci, Ioan Cantacuzino este o personalitate românească, o personalitate mondială, pentru că metodele lui de cercetare și metodele lui de vaccinare au fost și sunt folosite peste tot în lume. Este un român, o inteligență românească, care a dat rezultate nu numai României, ci întregii lumi. Alt eveniment care s-a petrecut pe 14 ianuarie, în 1999, a fost o mineriadă, una din ultimele mineriade, una din cele mai importante, care s-a soldat cu un marș până la București. Ministrul industriei atunci era Radu Berceanu, unul din membrii cercului ce îl înconjurau pe viitorul președinte care se prefigura de atunci, Băsescu. Era unul din oamenii de încredere a cercului lui Băsescu. Radu Berceanu, pot să spun că este unul din oamenii care a pus industria românească pe butuci. De ce? Pentru că, după câte m-am uitat la emisiunile de anchetă jurnalistică cu privire la
industria grea românească și la mineritul românesc. Și atunci când era vorba, de exemplu, despre Roșia Montană, despre Gabriel Resources și despre întregul scandal care stătea la baza cedării Roșiei Montane către o firmă canadiană, nu se știe cât de canadiană, nu se știe cine e în spate, și ne spuneau nouă cam așa: nu mai aveți resurse de aur acolo decât pentru foarte puțin, este foarte ieftin ceea ce este acolo, noi vă dăm câteva milioane de euro, dați-ne nouă resursele. Ministrul care a încheiat atunci raportul de expertiză și a încheiat contractul cu privire la cedarea Roșiei Montane către Gabriel Resources a fost Bercea. Pe vremea lui s-au întâmplat acestea și cumva, dacă nu cedăm Roșia Montană, ar fi fost statul român penalizat, pentru că firma care ar fi preluat Roșia Montană ar fi adus locuri de muncă, ar fi adus investiții și pentru nimic. Adică noi avem o resursă foarte mică de aur acolo. Oricum, la Roșia Montană se exploatează aur din antichitate. Au exploatat acolo aur dacii. Romanii, după ce au cucerit Dacia, dacă ne uităm, deci Traian nu a cucerit zona asta a Moldovei, de unde vorbim noi acum. Nu. A cucerit exact Transilvania, cu parte din Oltenia, de unde, pe unde se poate intra cu armatele, a trecut munții, au cucerit capitala și a ajuns la Roșia Montană. A adus 11.000 de mineri din Dalmația, de la minele de argint, pentru că se epuizase argintul în zona Croației de astăzi. Le-a adus 11.000 de mineri, cu tot cu familiile lor, coloniști, pentru a exploata aurul de la Roșia Montană. Și apoi a fost exploatat acest aur și de către români, și de către unguri, și de către Imperiul Austro-Ungar. Dacă vă uitați prin perioada anilor 1700-1800, când Transilvania făcea parte din Principatul Transilvaniei făcea parte din Imperiul Austro-Ungar, sunt cărți scrise de scriitorii vremii, cum ar fi cei, mai ales cei din Ardeal, care spuneau despre românii noștri care lucrau la mina de aur că erau cei mai săraci de acolo, iar exploatarea oricum o aveau bogații vremii și statul austriac. Nu degeaba a spus poetul nostru: munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Ei, cam în vremea lui 1999 nu era vorba despre mina de aur, asta am făcut eu o deviație de la subiect, pentru că vreau să prezint personalitatea domnului Berceanu, care a vândut atunci acea mină și nu numai. Minele de cupru, pe toate le vindea. El era cel mai mare dezvoltator. El era cu pixul în mână și la fel cum Băsescu a vândut flote și a distrus, n-a construit pe vremea cât a fost de vreo 5 ori ministrul transporturilor și nici pe vremea cât a fost de 2 ori președinte nu a construit nici măcar o urmă de autostradă. Și, bineînțeles, flotă de pescuit nu mai avem, flotă comercială este sub alte pavilioane, nu sub pavilion românesc. Ce rost are să avem transporturi, nu?
Deci Băsescu s-a ocupat de transportul de la lipit de pământ, din punct de vedere, de vedere a dezvoltării. Uite ce trenuri avem astăzi. Ce dezvoltare în infrastructura căilor ferate. Trenurile de astăzi merg cu viteză mai mică decât mergeau trenurile pe vremea monarhiei. Pe vremea lui interbelică, noi prindeam, trenurile noastre prindeau viteze mai mari. Și erau trase de locomotive cu aburi făcute la Malaxa, în București. Atunci exista industrie. Știi? Acum nu. Bine că sunt oameni care s-au îmbogățit după ce au ocupat funcții mari de miniștri. Berceanu a avut, cât Băsescu a fost ministru transporturilor, Berceanu a fost ministru industriei. A închis majoritatea minelor. Minele de cărbuni din Valea Jiului trebuiau să preia o parte din... trebuia să fie creat pentru a putea închide o parte din mine care nu mai erau rentabile, pentru a preia forța, pentru a prelua forța de muncă din zona respectivă, trebuia făcut un plan de restructurare pe ani de zile, pentru a putea cumva eficientiza acele exploatări și pentru a nu distruge industria românească, pentru că industria românească a fost creată pe timpul comunismului să se lege verigă cu verigă. Atât industria energetică, cea producătoare de energie electrică, să poată furniza către combinate, dar și către populație, acea cantitate de energie necesară pentru a funcționa. Și combinatul de la Slatina, care produce aluminiu, atât de căutat în lume, atât de căutat în industria aeronautică, în industria auto, în toate industriile, este nevoie de aluminiu, chiar și în industria construcțiilor de astăzi. Noi trebuia să facem cumva, să avem niște băieți deștepți care cumpără cumva energia ieftin, având o firmă de apartament. Și acei băieți deștepți erau în legătură cu miniștrii mai sus numiți. Vă dați seama, avem personalități, dar nu sunt puse în valoare. După Revoluție, din 1989, la conducere s-au succedat guverne după guverne. Eu le văd din ce în ce mai slabe ca sistem de guvernare, cu oameni din ce în ce mai legați de structuri de partid, dar nu numai de partid, din un fel de structură de baronet, așa. Când s-a spus baron local, nu s-a spus doar pentru că este așa o formă de stil să spui baron local. Și când spun baron local, nu mă refer doar la ceea ce spune o anumită ramură a televiziunilor, o anumită branșă despre baronii roșii. Nu există culoare în baronetul local. Sunt și baron galben, sunt și baron portocalii. S-au schimbat, dacă a fost cineva la putere, s-au dat imediat, s-au mutat de pe o parte pe alta. De exemplu, uite, Berceanu. Deci făcuseră parte, Băsescu, Berceanu, făcuseră parte din oamenii tineri ai lui Petre Roman. Petre Roman a fost prim-ministru pe când Iliescu era președinte. Deci era acel FSN dinainte. Frontul Salvării Naționale. Salvau națiunea de se rupeau. După ce s-a certat
Iliescu cu Petre Roman, tot în urma unei mineriade. Mirom Cosma fiind măciuca cu care Iliescu reușea să scape de anumite de opoziție, efectiv. Deci a folosit mineriada pentru a scăpa de opoziția PNL-PNC, când a chemat minerii să facă curățenie, să planteze panseluțe în București. După aceea, dacă a vrut să scape de guvernul Roman, pentru că îl încurca, probabil Roman avea mai multe legături înspre Occident decât el, Iliescu, care avea doar legătură cu Gorbi, cu Gorbaciov și cu fosta Uniune Sovietică și cu foștii oameni din KGB și alte, cine știe ce, alte legături de pe partea răsăriteană a continentului și din Rusia mamă. Bineînțeles că trebuie să scape de Petre Roman. Nu că Petre Roman ar fi fost un dezvoltator al României, bineînțeles că nu. În momentul în care prim-ministru Petre Roman spunea că industria României este un morman de fiare vechi și când reputatul Anghel Rugină, laureat al Premiului Nobel pentru economie, profesor universitar la Harvard, a venit și a spus: nu închideți nimic din industria românească. Pur și simplu, faceți o inventariere națională asupra a tot ceea ce aveți, combinate, fabrici, uzine, tot. Faceți o inventariere amănunțită. Și apoi, ca să știți ce listați pe bursă. Apoi listați pe bursă, să știți ce listați pe bursă. Petre Roman a alungat pe Rugină. Ce trebuia să vină să-i dea lui exemplu? Nu, el trebuia să fie o slugă, dea cuiva. Și să vândă tot. Că România are o industrie, un morman de fiare vechi. O fi fost unele ramuri industriale nerentabile sau care trebuiau să fie făcute rentabile. Pentru că și Ceaușescu am luat împrumuturi de la FMI și de la Banca Mondială, pe care a vrut, ca un oltean căpos ce a fost, să le plătească în avans, înfometând poporul. Că n-am spus că a luat banii și i-a tocat la buzunar, cum au făcut cei de după Revoluție. Au îndatorat România pe ani de zile, de acum încolo, dar n-ai construit nimic. Am luat împrumuturi de la FMI, de la Banca Mondială, de la toate băncile, ceea ce a fost, de peste tot s-au luat împrumuturi, dar nu am dezvoltat o ramură economică. Una să o dezvoltăm, să o rentabilizăm. Transporturile, de exemplu. Nu. S-au luat bani și s-au păpat. De exemplu, am luat bani, am dat la o firmă Bechtel, o firmă americană, care a construit de altfel autostrăzi și în Croația și în Albania. Au construit astfel de limunții. Și au construit autostrăzi. Deci firma Bechtel americană știe să construiască autostrăzi, dar cu ozile noastre de topor au plătit, au făcut într-așa fel contractul cu firma Bechtel, contract pe care la un moment dat doamna Anca Boagiu, fostă ministra transporturilor, pusă tot de Nea Băse, ministru, și se certa Anca Boagiu ani de zile pe emisiuni la televizor cu un ministru, Șova, care acum este, probabil, am înțeles că este eliberat sau este în pușcărie, nu știu, care la un moment dat desena el pe hărți cu culori tot felul de autostrăzi, cum va construi ele la autostrăzile și cum acolo a fost prins că făcea contracte așa de avocatură, de nu știu ce, cu diferite combinate, diferite combinate, diferite CET-uri din astea, diferite centrale energetice, așa. Adică el era firma de avocatură care reprezenta statul și el reprezenta statul contra stat. Adică, știi, trebuie să luăm bani din amândouă părțile, eu dacă sunt ministru sau dacă sunt ministru secretar de stat, sau oricum știu procesul prin care eu l-am făcut cumva, eu te reprezint și eu trebuie să iau banii tot de la stat. Și stilul ăsta de a se îmbogăți
de la stat prin stat, eu fiind de partea statului, eu având funcții și în stat, dar pe partea elaltă, fiind particular ca avocat, dar iau bani de la stat, ia ca asta înseamnă corupție. Asta este corupția și nu înțelegeau de ce este corupție. Și când a intrat în conflict domnul ministru Șova, că el căuta contractul, originalul contract cu Bechtel pe la Ministerul Transporturilor, pe acolo și nu-l găsea. Nu-l găsea, a găsit doar o copie, lipseau niște cea anexe, prin care, în anexele alea, cred că erau cele mai importante lucruri, statul român plătea către firma Bechtel, pentru că firma Bechtel nu construia autostrăzi, statul român plătea penalizări, pentru că firma respectivă nu construia autostrăzile. E bine când eu, ca persoană, gândiți-vă, dragii mei, puneți-vă în locul statului român. Ei și angajez o firmă de construcții, să-ți construiască casă, puftim, să-ți construiască casa. Ai o grădină și vrei în acea grădină, în acea curte, să-ți construiască cineva o casă. Și faci un contract și spui acelui constructor, vreau în astea 3 luni de zile să-mi construiești casa. Uite, ai proiectul, ai toate și ăia nu construiesc nimic. Sapă fundația și atât. Și nu construiesc. Și după vreo 2 ani așa vii și spui, bă, dar voi trebuia să construiți în 3 luni de zile casa aia. Da, dar știi, trebuie să plătești penalizări pentru că noi ne-am construit. Că de 3 ani de zile, că știi, nu ne-ai făcut un WC în curte, că noi eram la masă când ai venit tu să vezi dacă noi lucram, că ne durea în 14 dacă noi construiam sau nu construiam și tu, proprietar al casei și al grădinii și al tot, trebuie să ne plătești nouă ceea ce n-am construit și penalizări pentru că noi nu am construit. Dar dă-mi coace să văd contractul, ca să văd ce penalizări. Băi, nu, că nu mai este contractul. Vă dați seama pe ce, pe mâna cui am dat noi România? Nu am dat România pe mâna unor oameni ca Ioan Cantacuzino. Reputat om de știință. Nu am dat România după Revoluție unor oameni precum Rugină, care să inventarieze, să fie măcar ministru de finanțe, dacă nu prim-ministru, să inventarieze toată situația națiunii, tot ceea ce aveam noi, fiecare șurub din fiecare fabrică trebuia inventariat și atunci să spui, băi, da, uzinele IMMR Pașcat, de exemplu, da? Uite, atât valorează. Asta este câți oameni lucrează acolo. 4.000 de oameni, da? E, uite, ce are în construcție? Păi are atâtea hale, atâta plan, atât în magazinele astea se află atâta materie primă, atâtea vagoane sunt aduse aici, atât valorează fabrica asta. 6 miliarde de euro, de exemplu. Dau un exemplu, nu spun atât valorează. Am luat frumos din magazie, tot nedevalorizat, efectiv, fiecare șurubaș și l-am, fiecare kilogram de vopsea și l-am inventariat. Valoarea acestei fabrici este de 6 miliarde de lei, 7 miliarde de lei, 800 de miliarde de lei, dar o valoare reală. Cu asta intrăm noi pe bursă. Cât costă? Atât. Astea sunt acțiunile statului român și intrăm pe bursă. Cine cumpără acțiunile? Cine dezvoltă? Se vând 30, 40, 50% din acțiuni. Vin investitorile și pleci de aici. Dar nu, noi am tăiat. La un moment dat, dacă țineți minte, prin anii 90, era metoda aia, să dăm pe un dolar. Să dăm fabrica pe un dolar, că va veni investitorul. Și nu va veni nimeni să investească ceva într-o fabrică pe care o ia de-a moaca. Nu va veni nimeni să investească ceva. Va da doar un dolar și o va vinde pentru fier vechi, pentru că el oricum iese în câștig. Oricum n-a investit nimic. Un investitor, când cu adevărat tremură pentru banul dat, îi tremură mâinile,
pentru că e o valoare pe care o cumpără. Atunci este investitor și atunci stă cu ochii pe purcoiul de bani pe care l-a dat pentru fabrica respectivă sau pentru combinatul respectiv și cu adevărat îl rentabilizează, pentru că el trebuie să-și scoată profit de pe banii pe care i-a dat. Dacă a băgat 100 de milioane de lei, de exemplu, și mai investește pentru retehnologizare încă 100, păi el vrea să-și scoată cel puțin ceea ce a investit, 200 de milioane, și să iasă și profit. Și dacă se poate, profitul ăla să iasă repede, pentru că nu are timp de așteptat până când îi cresc nepoții. Dar dacă tu dai fabrica ta cu un dolar, eventual să-ți plătească datorii pe care le-ai făcut în mod artificial, tu, cel care erai la butoane, tu care erai ministru, n-ai plătit la timp datoriile către stat pentru că tu erai cel care coordonai activitatea. Nu plăti, mă. Nu plăti. După aia firma s-a îndatorat, mina s-a îndatorat, combinatul s-a îndatorat și după aceea oricum banii aia nu-i aveai, o dai cu un dolar. Lasă-mă, că vină ăia, mai plătești ceva, eventual faci un contract din ăla să plătească datoriile către stat la Sfântul Așteaptă și niciodată, plătește tot statul datoriile către stat și în rest, bine că ne-am luat noi capacul și ne-am îmbogățit. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și vom vorbi după. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă peceta domnească la brutăria Țac, țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Hai să vedem un pic, pentru că am vorbit despre Ioan Cantacuzino, să vedem, de fapt,
Cine a fost? Ioan Cantacuzino, născut la 25 noiembrie 1863 în București, s-a dus la Domnul la 14 ianuarie 1934, tot la București, a fost medic, microbiolog român, fondator al Școlii Românești de Imunologie și Patologie Experimentală, a fost profesor universitar și membru al Academiei Române. Ion Cantacuzino urmează atât studiile liceale, cât și cele superioare. Vedeți că studiile superioare le-a făcut atât în filozofie, cât și în științe naturale, cât și în medicină. Obține titlul de doctor în medicină cu teza cercetări asupra modului de distrugere a vibrionului holeric în organism. După terminarea studiilor, lucrează la Institutul Pasteur din Paris ca asistent al lui Ilia Mecinicov în domeniul mecanismelor imunitare ale organismului. Întors în țară, este numit profesor de medicină experimentală la Facultatea de Medicină București în 1901 și director general al Serviciului Sanitar din România în 1907. Vocația sa de fondator și organizator a fost demonstrată prin înființarea unor instituții ca Institutul de Seruri și Vaccinuri, care astăzi poartă numere, și a Laboratorului de Medicină Experimentală din cadrul Facultății de Medicină, precum și a unor reviste de specialitate, cum ar fi Revista Științelor Medicale, Anal de Biologie, Arhive și Arhivele Române pentru Patologie Experimentală și Microbiologie. Deci, oameni capabili să cerceteze, avem. Modele după care ne putem lua, avem. În partea astălaltă, mineriada a pornit de la niște programe greșite de guvernare, făcute de ministrul industriei Radu Berceanu de atunci și de, am înțeles că era la un moment dat, și de liderul minerilor, Milan Cosma, căruia îi se dăduse prea multă importanță cu celelalte două mineriade sau trei dinainte. Și, bineînțeles, că omul știa că are putere și că are pile sus undeva. În urma mineriadei, care a fost până la urmă prin pacea de la Cozia stinsă, conflictul încheiat, Miron Cosma cu Romeo Beja și cu ceilalți membri de sindicat a minerilor din Valea Jiului au fost închiși pentru și condamnați la 10 ani de închisoare pentru această mineriadă. Dar cei, mă întreb, când vor fi judecați cei ce au distrus economia românească, să fie așa cumva luați la întrebări? Ai avut pixul în mână când ai închis minele. Ai avut soarta atâților oameni în mână. Cum de se face că ai lucrat numai ca bugetar și ești miliardar? Unde sunt contractele pe care le-ai semnat în numele statului și ai beneficiat tu, ca persoană fizică? Cam asta trebuie făcut. Oameni, dragii mei, oameni buni, români cu adevărat, oameni cu inteligență, oameni harnici, avem. Avem foarte mulți. Avem copii inteligenți pe care îi putem educa în spiritul muncii și a dezvoltării personale. Încă îi mai avem. Trebuie doar să îi educăm și să nu îi lăsăm să-și piardă tinerețea cum ne-am pierdut-o noi în lupta cu foarte mulți, cum să spun, cei ce au spus așa și ne-au cultivat așa,
lasă că vă dăm. Asta că nu trebuie acum, amânăm. N-avem noi românii timp de asta, n-avem noi cum, suntem mici. Plecați dacă nu vă convine să stați aici. În fața unor amânatori din ăștia, cei care amână de pe azi pe mâine, dar ei își trag foloasele din, de unde? Din fondurile noastre, din bugetul nostru își trag foloasele. În fața unor deal de ăștia, trebuie să luptăm și să facem un pic de morală și să aducem un pic de morală și în clasa politică românească. Să ne implicăm de la cel mai mic până la cel mai mare. Ăsta este o metodă de a te implica. De a te implica chiar în viața publică. Nu cu scandal, nu cu panoramă, nu cu băta, ci pur și simplu de a gândi că trebuie să faci ceva și pentru comunitate, nu doar pentru tine. De la cel mai mic până la cel mai mare. Trebuie să faci ceva pentru comunitate. Pentru că nu poți să ceri doar fără să dai. Și să nu aștepți doar patronul să dea, să nu aștepți doar cel ce are sau altceva. Pe fiecare dintre noi, dacă ne mobilizează gândul ăsta de a transforma viața personală și a transforma viața comunității, trebuie să ne mobilizăm pentru asta și să ne implicăm efectiv, efectiv. Nu doar mergând și cerând, ci făcând. Implicându-ne în activități politice, în mișcări politice, în administrație, la locul de muncă a fiecăruia, la locul unde locuim a fiecăruia, în asociații de proprietari, peste tot. Trebuie să ne implicăm făcând și dând și celuilalt. Adică nu ca la un cerșetor, ci pur și simplu te implici. Dacă ești capabil de a face bine, fă-l. Fă-l. Acestea fiind spuse, dragii mei, să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne dea un pic de înțelepciune. Doar un pic. Atât cât să facem lucrurile bine. Restul, cărcotași, sunt destui. O seară bună vă doresc. La revedere!